Chiar dacă România este într-o zonă temperat continentală, a apărut și la noi în țară fenomenul de climă deșertică, în care sunt diferențe foarte mari de temperaturi între zi și noapte. La nivelul județului Hunedoara, conform specialiștilor din agricultură, acest fenomen va fi depășit în acest sfârșit de săptămână. Nu mai este un secret pentru nimeni că în ultimii ani evoluțiile climaterice sunt imprevizibile. Acest lucru se observă firesc și în județul Hunedoara, care totuși este favorizat față de altele din țară, unde seceta a compromis multe culturi. A fost un început de an, să zic așa, destul de capricios, cu ploi puține, vorbeam de secetă și, într-adevăr, pământul și talpa țării, să zic așa, suferă. Și încet, încet, acum abia începe să-și revină, pentru că am avut două săptămâni de precipitații care, fără ele, într-adevăr, acest domeniu putea să clacheze la un moment dat, lucru care s-a și întâmplat în sudul țării, unde peste 1 milion de hectare de cereale de toamnă, și vorbim aici de pâinea care o punem zi de zi pe masă, aceste suprafețe au fost calamitate într-o proporție foarte mare, de chiar 80% în anumite județe, cum este Călărașul, Ialomița, Constanța, Tulcea, cam tot sud-estul țării. Invitat în emisiunea Super Dimineața, difuzată pe 1 TV, Călin Marian a vorbit și despre alte fenomene meteorologice bizare. Astfel, chiar dacă pare ciudat, specialiștii din agricultură susțin că și pe meleagurile hunedorene a apărut așa numitul fenomen de climă deșertică, unul care nu face bine deloc culturilor. La noi, pe pământul ăsta de început, dacic, Dumnezeu parcă ne-a dat o mână întinsă și iată că, după cum spuneați, se vede verde și în față și în spate și în stânga și în dreapta. Este datorită faptului că a plouat destul de bine în ultima perioadă și noi suntem în meseria noastră destul de meteodependenți. Atât de ploaie cât și de soare, pentru că chiar dacă am avut precipitații în ultima perioadă, așteptăm să fie și puțin soare ca să încălzească totul. Pentru că ziua puteau să fie 20-20 ceva de grade, dar noaptea au fost temperaturi de 5-6-7 grade, lucru care este puțin seamănă cu fenomenul deșertic. Directorul Direcției pentru Agricultură Județeană Hunedoara susține că fenomenul de climă deșertică va dispărea începând de astăzi. După cum am văzut pe prognoză, începând de la sfârșitul săptămânii, se egalizează puțin și apar temperaturile noaptea și de 13-14 grade, ziua 20-25 de grade. Iată că încet, încet reușim să intrăm într-un echilibru normal al verii și a perioadei în care totul se transformă foarte, foarte repede. Vegetația, să zic așa, zburdă și plantele încep să crească și să înceapă să se pregătească pentru a-și da ramă pe față, și anume de a-și face fructele și legumele să intre în ritmul normal și tot ceea ce se întâmplă în agricultură. Județul Hunedoara nu este cunoscut ca unul agricol, ci unul cu specific zootehnic. Însă în ultimii ani au apărut mai multe ferme în care se fac culturi pomicole și legumicole.